Da. Aveți ceva de declarat? Mă rog să-mi deschideți. Mai puțin de 24 de ore a fost în vigoare ordinul ANAF care viza impunerea unor restricții pentru introducerea în țară mai des de 7 zile a unui număr de 22 de produse care proveneau din țările care nu sunt membre ale Uniunii Europene. Din cauza ambuteiajelor care s-au creat și din cauza timpilor foarte mari de așteptare, ordinul a fost suspendat până la o dată care încă nu se cunoaște. Aglomerație mare a fost în vămile externe Uniunii Europene aflate pe teritoriul județului Mehedinți, atât la porțile de fier 1 cât și la porțile de fier 2. Timpii de așteptare au crescut simțitor. Mai bine de jumătate de oră a durat completarea formularului ANAF și introducerea datelor în calculator. Acum că a fost suspendată decizia, oamenii nici nu vor să mai audă de reintroducerea ei, mai ales că unii și-au făcut o obișnuință din a-și face cumpărăturile la sârbi. Ar fi bine să nu fie reintroduți, pentru că județul nostru e primul pe țară la șomaj. Locuri de muncă, cum bine dumneavoastră știți, nu sunt. Toate locurile de muncă care le-am avut uzinele mari s-au dus. Care termo și chimicul erau mai sus puțin și acum ele sunt în insolvență. Atunci noi ce vom face? Nu a fost bine deloc. E bine să se scoată. Să tracă omul cât de cât, o faină jumalai, un sac de boabe, un sac de greu, în limita așa cât priveage, cât scrie aici. E bine că s-a spus. E foarte bine. E foarte bine că s-a ascuns, că de ce să nu trăim și noi cum putem. Suntem săraci, nu plecăm de zburdați, plecăm că să ne întreținem. Ce nu găsim aici, să mai completăm de acolo. Cum ați văzut introducerea acelui ordin? A fost un abuz față de, adică de conducerea care au dat-o, dar acest abuz, vorba lea, sunt oamenii săraci, să duc și ei, și ea, și un ulei, un zahăr, o făină, da, și ea. Bine, adevărul să nu facă abuz. Reprezentanții ANAF au retras temporar ordinul care viza declararea bunurilor introduse în țară din statele care nu sunt membre ale Uniunii Europene. Se pare însă că nu au renunțat definitiv la acest demers, iar ordinul va fi reintrodus.